Suntem astăzi la Focșani pentru a recepționa materialele primite prin hotărâre de guvern de la Administrația Națională a Rezervelor Statului. Reușim să dotăm pentru toți copiii instituționalizați din țară, respectiv în județul Vrancea 109, locațiile unde ei stau, cu paturi noi, saltele noi, pături, perne, lenjerii de pat, produse de îmbrăcăminte, training-uri, tricouri. Consiliul Județean Vrancea a pus de fiecare dată pe primul loc Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vrancea. Am renovat o mare parte din spațiile care sunt în patrimoniul Direcției de Protecție a Copilului. Și numai în ultimii ani, doamna ministru, am alocat peste 35 de milioane de lei pentru renovarea unor spații unde sunt cazați copiii. De asemenea, am renovat sediul central al direcției și, nu în ultimul rând, am creat un spațiu în Crângu Petrești destul de generos pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. Sper ca cu proxima ocazie când veniți în Vrancea să vedeți și acest spațiu pe care îl recepționăm cât de curând. La momentul de față, deja SPC Vrancea o protejește 900 de copii, 109 cu măsură de protecție în sistemul rezidențial, 650 la asistent maternal profesionist și 150 în plasament simplu la familie.